Salut, lume! Eu sunt Magic Weapon și acesta este încă un episod din seria mea de Minecraft Survival. Seria mea epică de Minecraft Survival, vă rog frumos. Cu casa mea de noob și totul de noob, suntem gata de o nouă aventură în acest episod. După cum bine știți cei care m-ați urmărit până acum, suntem pe cale să explorăm ceva foarte tare. Și anume un mineshaft. Da, ați auzit bine? Un mineshaft, doamnelor și domnilor. Pac. Haideți să mergem, că ne permitem, avem mâncare suficientă. Dacă 14 bucăți de carne nu ne ajung, nu știu ce ar putea să ne ajungă mai mult de atât. Hop, hop. Ok, și mineshaft-ul era chiar aici, dacă nu mă înșel. Se pare că nu mă înșel și este și un zombie care a căzut ca ratatul și urcă pe scara construită chiar de mine. Și nu-l mai las. Și și-a luat țeapă zombiul. Va trebui să mai aștepte pentru a mă omorâ. Sunt malefic, zombiul nu mă poate omorâ. Ok, bun. Deci, acesta este un mineshaft. Ce e acolo? Ce acolo? Yeah! Vom lua cât de multe rail-uri putem. În mineshaft e bine că se găsește mult aur, mult gold, multe de toate, se găsesc de toate, lemn, garduri. Bine, lemnul este doar în caz de urgență, așa, în caz că nu ai, deci... Bun, am scăpat și de lavă. Ok, haideți să mergem la acel chest. Chiar sunt curios ce este înăuntru. Poate or fi diamante. Melon seeds, iron și coal. Da, e bine, o să fac un farm de pepene. Da, da, e bine, e bun și ăsta. Mai bine decât să-mi dea pumpkin seeds și să n-am ce să păianjen. Și să n-am ce să fac cu ele. Shit lag. Trebuie să am foarte mare grijă să nu mă pierd de mineshaft. Fiindcă dacă m-am pierdut de mineshaft, ăla sunt, nu mă mai întorc. De fapt, am mari șanse să mă întorc, fiindcă am casa construită chiar lângă spawn. Și asta mi oferă un avantaj imens, fiindcă spawnul mă ajută să îmi găsesc casa de oriunde aș fi. Bine, asta până fac o hartă și o să pot să-mi fac o casă unde are chef mușchii mei, dar... Aoleo, da, lagul ăsta e infect și e culmea. Eu, lag? N-ar trebui să se întâmple așa ceva. Mori. Nu exploda orice ar fi. Yes. I-am dat-o. Grav. I-am dat-o la pateu. La pateu. La pateu. Da. Cine e bossul banilor? Magic Weapon e bossul banilor. Asta să țineți minte de la Magic Weapon. Bun. Oh, shit, frate. Ce e cu lagul ăsta? Asta nu e, chiar nu e bine, e prost, chiar prost. Dacă îmi vine un lag din ăsta în timp ce mă lupt cu păianjeni, s-a zis cu mine. Sunt convins că și voi îl vedeți. Ok, deci n-am înțeles ce a fost asta, dar dacă muream făceam... Dă-te în pișat să te duci de gravel. Doamne, ce gravel infect. V-am mai spus cât de mult urăsc gravelul? Nu? Păi să știți de la mine, urăsc gravelul. Foarte mult, enorm de mult. Cel mai retardat gravelul. Incredibil de retardat. N-are ce căuta în jocul ăsta gravelul.
Deși grevelul este un fel de dirt din realitate, dacă stăm bine să ne gândim. Fiindcă, în mod normal, dacă sapi... Băi, 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 băi. Băi, 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 asta nu e bine. Facem ceva. Particles decreased. Poate așa scăpăm. Nu știu de ce am FPS lag-uri, lag-ul de ăsta, dar mă rog. Pac. Trollololol. Tot îmi dă troll Minecraft-ul, am lag. Why? Why God? Why? Bun, aici dacă săpăm grevul ăsta mai mult, ca sigur este o continuare. Vedeți? Este o continuare a mineshaft-ului, care duce nicăieri, dar măcar a fost o continuare. Dacă săpăm grevul ăsta sau ăsta, nu, nu e nicio continuare. Hu! Jos, Dinu Patriciu! Nu că așa avea ceva cu el. Se vede pixelul albastru. Rușine, Dinu Patriciu, rușine. Eu în locul tău m-aș duce și m-aș omorâ. M-aș arunca de la etajul 10. Dacă există așa ceva în România asta. Să zicem, să presupunem și să sperăm că există, ca să aibă și Dinu Patriciu unde să se omoare. Pac, 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 pac. Bine că nu mă apuc acum să fac eu glume de politică, că nu mă pricep. Adică nu că nu m-aș pricepe, dar nu știu cât de mult ați vrea voi să auziți glume de politică. Deci, da, sunt glume seci, vai de capul lor, care nu m-au pasionat niciodată. Sincer, acum, cine vrea să audă glume de politică? Adică, dacă n-ai imagini în față cu politicieni, n-ai cum să râzi la o glumă de politică, sincer, acum. Adică, e ca și când, stai să mă gândesc la un exemplu, e ca și când ai da o labă fără șervețele. Nu, pe bune, eu sunt serios aici, adică încerc să abordez aici un subiect foarte important. Glumele de politică fără imagini cu politicieni sunt ca laba fără șervețele. Șervețele, mă rog. Înțelegeți voi. Deci, lipsește ceva, nu e complet. Și nu stau eu acum să vă pun poze cu politicieni, că poate mă iau ăștia dracu. Mă găsesc dracului și mi-închid tot, toată, îmi dau, îmi închid toată libertatea, cum să zic, pe aia gen. Până acum, în Minecraft-ul ăsta o ducem bine, ca să schimbăm subiectul despre politicienii noștri. Până acum o ducem bine. Văd că deja avem o tonă de resurse. Unde ajungem jos dacă spun? Am mai fost pe aici? Nu știu ce să zic. Eu aș spune că n-am mai fost. Asta îmi place mie la mineshaft-uri, că... Adică mineshaft-ul... chest? Dă-mi. Îmi place că mineshaft-ul este foarte diversificat, adică are multe, multe... Da, și rail-ul ăsta iese din nicăieri. Are multe alternative, multe rute pe care să le explorezi. Niciodată n-am explorat un mineshaft întreg, sincer, fiindcă este... Se aude un slime. Fiindcă practic mi se pare imposibil. Uitați și voi câte variante am. Pot să merg și la dreapta, pot să merg și la stânga, pot să merg pe oriunde vreau. Și este foarte, foarte, foarte greu să explorezi un mineshaft întreg, părerea mea. Of, frate, ce mă enerva apa asta. Au, ce mi-a dat-o. Asta s-a auzit urât, zici că mi-a rupt ceva. Ok. Continuăm în jos. Scopul nostru este să ajungem cât mai jos pentru a găsi diamante și alte resurse mai importante, deoarece în mineshaft-uri sunt șanse foarte mari să găsești diamante.
Și o să vă explic și de ce. Vedeți că presupun că sunteți măcar câțiva aici care cunoașteți metoda de minat după diamante, săpați până jos de tot și în momentul în care ați ajuns, oh shit. Și în momentul în care ați ajuns jos, începeți să săpați un tunel de 2 pe 2 sau 1 pe 1, nu, 1 pe 2 mi se pare. Săpați așa un tunel din ăsta și am dat de iron fără să vreau. Și în Mineshift este șansa mai mare să găsiți diamante, deoarece tunelul ăsta este de 3 spații, nu numai de unul singur. Și asta vă oferă un avantaj în găsirea diamantelor. Asta dacă găsiți un Mineshift la nivelul 10 sau ceva de genul. Acesta e un păianjen normal, nu e otrăvit. Mi-a dat și un ochi pe care o să-l mănânc, fiindcă eu sunt Bear Grylls și supraviețuiesc cu ce găsesc în natură. Eu sunt Magic Grills, așa să mă cheme pe mine. Obișnuiam să mă chem Vovo Grills, dar canalul ăsta se cheamă Magic Weapon, deci o să mă cheme Magic Grills. Probleme? Așa ziceam și eu. Deci, oh shit, mamă ce m-am căcat pe mine! Oleu, fuck this lag. Deci asta e prea de tot. Am niște lag spike-uri cum n-am avut de multă vreme, multă, multă, multă de tot. Așa lag spike-uri n-ai în fiecare zi, credeți-mă. Și când vă gândiți că sunt unii care așa joacă Minecraft mereu cu lag spike-urile astea. Bă, eu în locul lor n-aș mai juca, dar ei se joacă, sunt pasionați. Hai să vedem puțin cum... Mo! Mă, cum sparge căcatul ăsta. Cu ăsta n-am, yo. Ăsta rupe piatra, n-ai ce să-i faci. Dar o să-l folosim pe ăsta mai nasolul. Până când îl enchantăm pe al doilea și vedem ce pică. Da, o să enchantez pickaxe-uri. Ăsta va fi noul meu hobby pe Minecraft. Enchantez pickaxe-uri până îmi dă fortune 3. Shit, ce urât s-a auzit. Aoleu, băi. Minecraft, îți ordon să mergi cum trebuie. Până acum îmi place de tine, Minecraft. Până acum e ok, până acum mergi cum vreau eu să mergi. Dacă poți merge așa și în continuare, e bine. Pac, pac, pac. Mulțumesc, Minecraft, apreciez. Nu puteai să faci asta și de la început, nu? Ok. Eu tot timpul vreau să fac episoade mai scurte, dar parcă nu mă lasă ăsta. Nu mă las eu pe mine, că mie ce fac aici mi se pare foarte interesant, dar de fiecare dată când filmez mult, îmi este frică, foarte frică să nu vă plictisesc pe voi, fiindcă eu sincer m-aș plictisi să mă uit jumătate de oră la cineva. Hai, să zicem că mă uit 10-15 minute la cineva. Mă uit la mulți așa, dar... Nu, jumătate de oră, nu știu ce să... Ah, și-am ajuns la începutul Mineshaft-ului. Ce ciudat. Asta chiar este... Mă scuzați. Asta chiar este ciudat, nici nu știu cum am reușit să ajung aici, dar mă rog. Ok, haideți că pe aici parcă n-am explorat. Explorăm și noi ce putem, ce să zic acum. Fuck this water. Pac, am luat. Ok, minăm tot ce putem. Ciordim ca, mai rău ca scheleții țigani. Ciordim cât putem noi de mult. Rail-uri în special. Fiindcă railurile sunt foarte greu de făcut cu resurse proprii. Deci trebuie ciordite, neapărat, altfel nu merge. Hai frate, fuck this shit. Minecraft, ce ai? O să arunc niște apă pe lava aia, doar așa în caz că
Sunt mai amețit și pic acolo. Mă mănâncă să văd ce e acolo. E ceva interesant? Las un lemn aici ca să știu de unde am venit. În mină mereu trebuie să lași urme ca să știi de unde, cam de unde ai venit. Și am dat de lapis. Mult lapis. Haide, frate, haide. Asta e o continuare la Mineshaft. Interesant. Foarte interesant. Haideți să mai iau niște lemn. Da, deci eu cred că m-am pierdut, nu mai știu pe unde sunt. Important este că am avut voință și am încercat să las urme. Voința, voința contează, voința mai presus de orice. Apă, de ce nu dispari? Apă, dispari. Apă, ți ordon să dispari. De ce nu dispare? Apă proastă și bleagă. Te-am desființat. Ha. Sâc, ce mai faci acum apă? Mai curgi? Păi normal, după ce te desființez eu, nu mai rămâne nimic din tine. Ah, fuck! Serios? Acum trebuie să facem deja o groapă cu căcaturi și să scăpăm de toate rahaturile de care nu avem nevoie. Suntem la level 15, deci avem potențiale șanse să găsim diamante. Deja la level 16 este puțin probabil, dar nu o să continui să urc, o să continui să cobor cât de mult pot. Da. Fuck. Jos e niște lăvă. Sunt și niște pejeni pe aici. Prefer să nu mă duc acolo, să nu mă aventurez ca aventurierul. Emerald! Gimme, gimme, gimme. Yeah! Sunt bogat. Am multe emeralde. Cea mai rară resursă din Minecraft, care nu te ajută la absolut nimic. Ia mea! Yes! Bun, deci groapa cu căcaturi. Redstone, string, spider eye, gunpowder, dirt. Trei stacuri de rail, rotten flesh, gravel, cobble. Mai mult cobble, flint. Bun. Și haideți să mai ciordim niște garduri, că nu degeaba am venit aici. Aici am venit special ca să ciordesc garduri. Nu, serios. În Mineshaft îți faci garduri care le-ai luat de 4 ori mai greu tăind lemne. De ce să nu le iei de aici când... De ce să le iei din pădure când poți să le iei de aici? Hă? Deci logica. Bun, am oprit și apa. O, emerald! Mamă, și am trecut fix pe lângă el. Bun, luăm lemn, că ne trebuie. Ne trebuie și nouă ceva cu care să... cu care să ne suim pe chestii. Bun, și acum mergem în jos, cât mai în jos. A, uite o bucățică de lăvă. E, și s-a făcut obsidian. Torța aia n-am pus-o eu, mă jur. Cred că au pus-o aia care au fost înainte pe aici. Bun. Progresăm, avem deja resurse foarte multe. Resurse pe care alți tipi le-ar fi făcut în 20 de episoade, noi le-am făcut în... Al câtelea episod este ăsta? 7. În 7 episoade, dragi urmăritori, subscriberi, abonați. Chiar ar trebui... dragi magicieni ai armelor. Sunt ăia, știți? Emerald! Yes! Sunt ăia, I hate pink. Salutare, pinkeri și pinkerițe. Sunt copii copaci. Salutări, lăstari și lăstărițe.
Eu cum să vă spun vouă? Salutare. Ar trebui să lăsați în comentariu, sincer. Cine m-a urmărit până aici, cine a urmărit acest videoclip până aici, până în punctul acesta, lasă în coment. Am urmărit până aici și sugerez să ne cheme așa. Și lași acolo cum să vă chem eu pe voi. O sugestie, nu cer mai mult. Bine, oricum, cred că o să închid episodul aici, că deja este prea lung. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Magic Weapon. Acesta a fost al 7-lea episod din seria mea de Minecraft. Salut!